Bună seara și bine ați venit tuturor la cel de-al treilea webinar din seria celor patru dedicate programului gratuit de învățare a programării, Scratch. Vă reîntâlniți online cu mine, Ana, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor. Felicitări încă o dată pentru munca depusă în realizarea temelor. Revenim cu încurajarea de a experimenta cât mai mult în această perioadă cu Scratch, de a încerca blocuri noi și proiecte noi. Și de asemenea, să continuați să ne puneți cât mai multe întrebări. Oana, mulțumim că ești din nou alături de noi, mulțumim pentru feedback-ul pentru teme. Când vrei, poți începe. Bună seara! Mulțumesc, Ana, pentru introducere. Dacă e ceva pe parcursul webinarului, te rog să-mi semnalezi. Înainte de orice, mă bucur să vă regăsesc, mă bucur să vă avem aproape. Știu că a fost o zi lungă pentru toată lumea, dar promit că următoarea oră pe care o vom petrece împreună va fi una în care ne vom relaxa și o să ne lărgim orizonturile. Bravo pentru teme, în primul rând. Trebuie să recunosc că am fost impresionată de calitatea și de faptul că foarte mulți dintre dumneavoastră ați ales să lucrați în plus și să experimentați chiar, nu doar că ați ales să lucrați în plus, deci bravo, 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 sunt foarte mândră de dumneavoastră. În plus, apreciez că ați scris instrucțiuni. Practic, asta e partea de documentație, dacă vreți, într-un proiect din viața reală. Să explicăm cum se folosește un anume ustensil, un anume joc, ce instrucțiuni există. Sigur, la o scară mică în cazul nostru, dar documentația unui proiect este foarte importantă și e chiar o problemă cu care mă lupt în viața de zi cu zi. Așa că mă bucur mult că ați implementat acest feedback și chiar, mă rog, putem să-i spunem cerință din cadrul temei. Bun, în ultimul rând, apreciez că ați scris cu diacritice în zilele noastre. Când ne uităm la viața digitală, tot mai puțin dintre noi scriu de fapt cu diacritici, așa că felicitări și pentru acest efort. Bun, aș vrea să începem cu o recapitulare a ce am făcut în webinarul trecut, înainte de orice. Așadar, am povestit întâi despre temă și v-am arătat una dintre soluțiile posibile. Apoi am trecut în revistă blocurile specifice de tip sunet, creion, detecție și operatori, cele patru puțin mai complicate, să le zicem așa, intermediare. Iar apoi, de îndată ce ne-am pus pe treabă, am făcut două exerciții. Dacă vă amintiți, aici de față îl avem pe prietenul nostru, gândăcelul, cel care atunci când îl declanșam, lăsa o urmă de creion în urma lui, da, și ricoșa aleatoriu pe baza marginii pe care o atingea. S-a oprit pentru că i-am dat să repete de 200 de ori. Așa, iar de îndată ce am terminat cu gândacul, am trecut la partea de input, user input, da? Adică utilizatorul. Am încercat să luăm, să punem întrebări și să folosim răspunsurile date de către cel care joacă jocul nostru. În regulă. Așadar, pentru că am început cu tema și data trecută, păstrăm tradiția și trecem în revistă și tema de astăzi. Vom povesti pe rând, în primul rând, cerințele de bază, da? Cele în care nu aveați de folosit variabile sau alte cele, și, în al doilea rând, opțiunea cu variabile. Așadar, asta este cu, asta este fără. Bun. O deschidem și trecem prin ea. Bun, dacă vă amintiți, în primul rând aveam de salutat, da, asta îi spune bună dimineața pentru câteva secunde. Apoi era foarte important să întrebăm, să punem o întrebare și să folosim acel răspuns, da? Adică foloseam din blocul de detecție, întreabă o întrebare cum te cheamă și așteaptă. Răspunsul, blocul răspuns, era cel de aici, puteați să-l afișați, dacă dăm click, se afișează pe ecran. Am văzut că unii dintre dumneavoastră v-ați și jucat cu această funcționalitate, bravo! Așa, putem să folosim răspunsul să salutăm cu numele persoanei respective, da? Bună dimineața, Oana! Mai apoi a urmat partea de întrebări, da? Aveam de pus trei întrebări de matematică. În cazul nostru, sigur, din nou, pentru că e vorba de întrebări-răspunsuri, întrebam ceva și foloseam răspunsul, da? Puteam să alăturăm trei blocuri din blocul de operatori, da? Alătură, alătură și alătură,
Nu, n-am văzut să aveți o problemă cu asta, dar le povestim ca să vă rămână în minte și mai bine. Da? Alăturând și scriind efectiv operațiile pe care dorim să le adresăm jucătorilor noștri, efectiv scriam, bună, cât întreabă, cât este 17 minus 5, da? Și așteaptă, iar apoi verificam răspunsul. Înainte de asta am pus creionul jos, ca să ne asigurăm că personajul nostru, proscuța noastră în cazul meu, va înainta pași și în același timp va lăsa o urmă, da? Bun. În blocul decizional, dacă verificam dacă răspunsul, da, avem blocul, în operator avem acest bloc care ne permite să verificăm dacă răspunsul, adică ceea ce utilizatorul ne transmite, da, este egal cu 12. Deci dacă răspunsul este egal cu 12, vom cânta un sunet și pe lângă asta vom și lăsa o urmă de creion. Grosimea, mă rog, culoarea, numărul de pași, toate sunt variabile care rămân la latitudinea noastră. Sigur, dacă răspunsul nu era corect, cel corect, cântam un alt sunet și modificam grosimea creionului. N-am văzut să aveți o problemă la partea asta, așa că nu o să insist foarte mult. Felicitări că ați trecut cu bine de această temă. Așa, aș vrea doar să punctez anumite lucruri care cred că merită menționate, mai mult ca să reținem de ce această abordare nu este poate întotdeauna cea dorită. În primul rând, repetăm secvența de mai multe ori. Dacă avem trei întrebări, avem trei blocuri în care, practic, întrebăm o întrebare, verificăm și luăm o decizie, da? Dacă avem 5 întrebări, 5 blocuri de acest gen, da? E foarte manual totul, dacă vrem să-i spunem așa. Scrie manual cifrele, asta iară este o problemă, da? Partea de folosire a opțiunii random, alege un număr aleatoriu, erau opțional, așa că din acest motiv nu o menționez încă, da? O folosim în următoarea variantă a temei. Dar din nou, dacă vrem să punem 10 întrebări, va trebui să facem 10 blocuri. Deci nu e ceva ideal. Nu e scalabil, nu e maintenabil, dacă e un cuvânt acesta, maintainable ar fi în engleză. Sigur, ce e important de reținut și de subliniat aici este că, în funcție și de vârsta copiilor, această formă de învățare și de a programa, practic, un program, nu este totuși cea mai rea idee, pentru că ei, având de duplicat, de făcut același task de 3 ori, 5 ori, va rămâne mult mai bine în memorie. Iar dacă schimbăm puțin task-ul, ceea ce, din nou, această abordare ne permite, dacă schimbăm puțin task-ul, da, nu vrem să punem adunare, vrem să folosim scădere, nu vrem să cânte sunetul X, vrem sunetul Y și alte cele, este sigur abordarea de dorit. Bun, dar dacă dorim să fim mai optimi, mai pregătiți cumva pentru viața reală și să mergem un pas în față, vom automatiza anumite task-uri, da? Și să vedem despre ce vorbim. Așa, nu-l salvezi. În webinarul 3 mă duc la tema cu opțional, da? Cu toate cerințele opționale. În regulă, în primul rând povesteam de ideea de date, da? Adică în blocul date despre care vom povesti și astăzi, deci să nu vă speriați, îl folosim în dată, putem crea variabile. La ce sunt utile variabile? Variabilele putem practic să cumva memorăm anumite bucăți de cod sau anumite numere chiar. Așa, să trecem încet, încet, prin program. Voi reveni la primele două blocuri separat pentru că n-aș vrea să le uit. Revin la ele, sunt importante, parte din cerință, dar să rămânem la partea de variabile. Da? Spune și întreabă și apoi salută, e practic același procedeu ca și la prima variantă. Da? Setăm grosimea, punem creionul jos și repetăm. Da? Din start, blocul de repetă ne lasă
să automatizăm. În loc să am trei blocuri, voi zice repetă de trei ori. Da? Asta e marele, marele avantaj. Puteți să vedeți deja că nu mai am de ce să fac scroll aici, pot să văd tot programul dintr-o singură privire. Da? Apoi, practic, setez primul număr, da? Îl inițializez, cum am zice noi în programare, la și alegând un număr aleatoriu între ce variabile vreți noastră, între ce, de la 1 la 10, de la 3 la 100, cât doriți, da? Practic, eliminăm partea manuală, partea în care va trebui să-i spunem, hai să-l întrebăm cât e 17 minus 5. Da? În momentul acesta setăm cele două numere să fie alese de calculator, de fiecare dată vor fi diferite, este ideal. Da? Iar apoi întrebăm, sigur, blocul de întreabă, nu scăpăm de el, și alăturăm, la fel cum am făcut înainte de fapt, da? Alăturând două blocuri. Hello, practic putem să îi spunem, adaugăm primul număr și apoi plus, minus, orice operație, da? Partea asta este hardcodată, da? Recunosc. Al doilea număr, da? Deci să zicem alătură primul număr plus al doilea număr. Da? Atât de simplu. În momentul acesta nu ne interesează că plusul este hardcodat, da? Este scris de mână, pentru că pur și simplu îl întrebăm pe utilizator. Nu ne afectează sub nicio formă operația noastră. Da? După acest pas de întrebare, da? După ce ne întreabă cât este 10 plus 10, da? Verificăm dacă răspunsul este egal cu. Și aici, practic, nu mai hardcodăm, pur și simplu folosim unul dintre cele patru blocuri din operatori, da? În care verificăm cât este primul număr plus al doilea număr. Da? Și în funcție de răspunsul utilizatorului și de numerele alese de calculator în mod aleatoriu, luăm și arătăm, fie îi cântăm un sunet, fie celălalt. Da? Așa cum ziceam, avem multe, multe de câștigat prin această abordare. Sigur, vom mai povesti despre ea în cadrul webinarului de azi. Acum, ne întoarcem la partea de început, da? Pentru că mulți dintre dumneavoastră ați făcut practic doi pași. Nu zic, nu-i deloc rău, foarte bine. Vreau numai să vă arăt un mod și mai eficient. La ce mă refer când zic doi pași? Deci, jocul se declanșa în momentul în care apăsam steagul verde, iar apoi mai avem un eveniment când apăsam tasta spațiu, îi spuneam șterge. Da? Cu șterge, șterge este blocul care șterge efectele vizuale, da? Efectele de creion. Acum, de ce... care cumva minusul, micul minus al acestei abordări, faptul că va trebui de fiecare dată să apăs tasta spațiu înainte să apăs stegulețul, da, ca să pot să reîncep un joc. În schimb, poate haideți să ne jucăm ca să nu vorbesc aiurea. Așa. Hai să zicem o dată ca să nu stăm foarte mult. Bun. Îl lăsăm să se execute. Mă întreabă cum mă cheamă. Bun. Mă salută. Și apoi mă pune la treabă. Da? Cât e 14 plus 9? 23. Perfect. Bravo. Cântă. Da? Iar acum, dacă vreau, puteți observa acolo linia albastră. Da? Hai să mut acum un pic broscuța ca să o vedeți mai bine. Deci, acum dacă vreau să încep și să-mi elimin efectele vizuale, va trebui să apăs tasta spațiu întâi. Da? Am apăsat tasta spațiu și acum pot să încep din nou. Da? Dacă aș fi dat din start stegulețul, nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei bine, ca să eficientizăm acest pas, pur și simplu putem să-l punem pe șterge la începutul fiecărui program. De fiecare dată când rulez, când dau start, da, când apăs stegulețul verde, ștergem orice înainte și apoi spunem poveștile, punem întrebările și așa mai departe. Da? Bun, asta e
al doilea punct pe care nu voiam să-l ratez, să vi-l împărtășesc, și un al treilea, foarte interesant, mi s-a părut foarte interesant pentru că m-am lovit și eu de el și am zis că e neapărat să-l menționez, este faptul că la un moment dat, în timp ce verificam temele, unele jocuri, să zicem așa, erau deja undeva în partea asta a ecranului și se tot deplasau, se tot deplasau, se deplasau la dreapta, da? Și am rămas fără personaj. Un alt lucru pe care îl putem face ca să ne asigurăm că cumva jucătorul are cea mai bună experiență în momentul în care joacă ceea ce creăm noi, este să îl punem, să-l trimitem pe personajul nostru principal într-un loc anume din start, da? Pentru că dacă mă joc de vreo 5 ori, el va ajunge undeva în partea dreaptă. Bun. Lucru pe care îl putem rezolva foarte ușor prin acest du-te, da, la minus, la punctul respectiv, să zicem. Acum, care a fost greșeala mea și cum am învățat că un lucru foarte important, întâi ziceam, fii atent, șterge în momentul în care încep jocul și du-te la acel punct și apoi întreabă-mă toate. Haideți să vedem ce se întâmplă. Da? El deja a lăsat o urmă, asta e prima problemă. Da? Voi răspunde la întrebare să vedeți. În momentul în care îi dau start și prin asta adresez și o întrebare primită în temă de la un elev de-al nostru, da? Zicea, nu sunt sigură că am observat mai repede o disfuncționalitate la ștergerea urmelor, da? Zicea doamna, deși există instrucțiunea de ștergere la finalul jocului, urma rămâne vizibilă, da? De ce? Ei bine, de exemplu, dacă încep dacă reîncep jocul, da, vedeți că nu are loc ștergerea mea. Ce e important este prima dată să mergem la un anumit punct și abia apoi să ștergem efectele vizuale. Da? Ați observat că deja nu mai am problema asta. Bun. Astea sunt cele trei lucruri pe care am vrut neapărat să vi le împărtășesc. Da? Și cu asta voi trece în revistă pe scurt încă două întrebări. Da? Încă o doamnă ne întreba dacă rotesc un personaj cu 90 de grade, există o comandă care să-l readucă la orientarea inițială? Da? Mișcarea orientează-te în direcția 90 de grade, de exemplu, este. Din câte știu eu, dar dacă găsiți dumneavoastră o altă formă, sunt deschisă să mă învățați, singura formă ar fi să vă orientați cu minus 90 de grade ulterior. Deci, tot orientare este cea care va anula acest efect. Bun, și o a treia întrebare, dacă o secvență se repetă de mai multe ori, există posibilitatea să o scriu o singură dată și să o apelez când am nevoie de ea, ca un fel de funcție, un subprogram? Foarte bună această întrebare și răspunsul pe scurt este sigur că da, lucrul pe care îl vom vedea și astăzi într-unul dintre exerciții. Bun, perfect. Am terminat și cu tema. Dacă aveți nelămuriri sau alte întrebări, puteți să ne scrieți liniștiți oricând. O spunem ca și un tatăl nostru. Bună. Dar, da. Avem o întrebare legată de temă, înainte să treci mai departe. Perfect. Cum putem folosi structura repetitivă pentru toate operațiile elementare, scădere, adunare, când avem mai multe operații? Deci, dacă am vrea să facem practic în loc de plus, în loc de adunare, scădere, dacă înțeleg corect. Cred că, din păcate, pasul acesta nu-l putem automatiza, într-adevăr. Ce am putea face ar fi să folosim, așa cum ne sugera doamna, cum era întrebarea noastră, putem să facem probabil subprograme, da, pentru adunare, scădere, înmulțire, împărțire, pe care să le refolosim și pe care să le automatizăm. De exemplu, știu că un domn la temă, prima dată, abordarea lui era te întreba ce vrei să faci? Vrei să faci adunare, scădere, înmulțiri, împărțiri? Și
și lua cumva răspunsul utilizatorului și apoi, sigur, făcea cu niște dacă, niște condiționale, putea să decidă cum anume. Când așadar, mă tem că la partea asta... Și când vrem să avem mai multe operații, cred că în același bloc se referă, să le avem pe toate. Dacă dorim să folosim operații. Cred că ne referim aici la ceva de genul, numai o secundă, să punem mai multe blocuri de alătură, foarte multe, numai puțin. De exemplu, dacă am vrea să facem 1 plus 2 împărțit la 3, ceva de genul. Cred că mai bine o să ne adreseze doamna întrebarea pe mail și revenim cu un răspuns, că acum este exact. Dificil să... În regulă, ca să putem clarifica. Perfect. Apreciem de fiecare dată întrebările noastre, așa că, cum zicea colega mea, Ana, ne auzim pe mail ca să ne asigurăm că vă adresăm toate întrebările. Mă bucur de fiecare dată când mă provocați. Da? Bun. Și acum să trecem la partea de astăzi, ce facem astăzi, ne ocupăm de blocurile de date și mai multe blocuri, sigur, nu izolat, da? Ne vom folosi și alte blocuri care poate n-am reușit, pe care n-am reușit poate să le incorporăm încă în exercițiile noastre. Ok, sigur, comparativ cu celelalte întâlniri, nu avem foarte multe, însă ce e bine la aceste două blocuri este că ne vor ajuta să automatizăm, da, partea de care povesteam cu această temă. Și lucru care vă va ajuta să vă dezvolte imaginația, să vă dea mai multe idei, ca să aveți niște copii cât mai cumva captați de scratch. Bun, haideți să luăm blocul date. Povestim pe scurt, deja l-ați văzut, cred că nu mai e un mister. Pur și simplu creează o variabilă, va crea o variabilă nouă, da? Variabila mea, ce putem face apoi cu variabila, putem să o inițializăm și apoi să o modificăm. Putem să rămâne la latitudinea noastră să setăm valorile cu care le setăm și cu care le incrementăm cum ar veni sau decrementăm. Asta e tot, asta e partea de variabile. După cum ați văzut, nu cred că e foarte complicat și nu mă aștept să aveți probleme. Pe de altă parte, tot la blocul de date avem creează o listă. Da? Denumirea listei, practic aici începem prin a-i da un nume. Lista mea, acest lucru ne va deschide mai multe oportunități. Din păcate nu pot să înlărgesc partea aceasta. Așa. Avem opțiunea de a adăuga un anumit element în listă, putem să ștergem un element, putem să inserăm la o anumită poziție, chiar să înlocuim, să ștergem, să afișăm, să ascundem. Da? Avem și blocul de detecție, da? Dacă lista mea conține un anumit lucru, da? Ca să putem lua o decizie. Pe lângă asta avem partea de mai multe blocuri. Le trec acum în revistă rapid, dar sunt sigură că veți putea să înțelegeți mult mai mult în momentul în care efectiv lucrăm pe un exercițiu. Bun. Ce e important înainte de a să trec la mai multe blocuri, practic, listele sunt colecții de date. Putem să inserăm numere, propoziții sau valori binare, da? Adevărat sau fals. La partea de mai multe blocuri. Oana, scuze că te întreb. Putem să creăm un bloc. Ai putea cumva să dai un zoom să vadă mai clar blocurile, să le vadă puțin mai mari? Exact partea aceasta de blocuri. Mă tem că nu e foarte prietenos din punctul ăsta de vedere. Adică, efectiv, partea aceasta nu pot. Pot să-i dau zoom în partea dreaptă, dacă vezi, dar în partea stângă n-am nicio... Nu am nicio opțiune, mă tem. Am înțeles, mulțumim. Îmi pare rău. Eventual, dacă încercați să deschideți un Scratch în paralel ca să vă
deschideți, să vedeți efectiv toate blocurile. Îmi pare rău pentru asta. Bun. Haideți să trecem la primul exercițiu. Da, m-am întrerupt la partea de blocuri. Partea de blocuri este cea care va rezolva problema reutilizării. Da? O vom vedea îndată pe un exercițiu foarte simplu. Iar la partea de adaugă o extensie, pur și simplu sunt librării hardware extern. Da? Dacă avem anumite jocuri Lego sau anumite borduri, putem să le conectăm și să le programăm în Scratch. Așadar, dacă aveți vreodată oportunitatea, cred că este un task foarte interesant și cărora copiilor le va plăcea foarte mult. Bun. Să trecem atunci la primul exercițiu de astăzi, în care vom folosi blocul listă. Da? Nu salvăm. Așa, și în webinarul 3 mergem la primul exercițiu. Practic, ce am aici, voi face mare ca să putem interacționa cu el în primul rând. Vi-l arăt ce face, urmând ca să-l reconstruim ulterior. Bun. Mă întreabă ce animale vezi pe plajă, da? Observați, vă rog, că în stânga lista mea este în acest moment goală, da? Și spun, uite, văd un fluture, a fost inserat fluturele în lista mea, da? Văd o stea, perfect, văd un porumbel și mai văd o caracatiță. Uf, nu m-a întrebat de 4 ori. Da, pentru că i-am pus de 3 ori, probabil. Bun. În acest moment, racul își schimbă efectiv costumul, l-am pus la infinit. Haideți să vedem ce se întâmplă. Voi face mai mare, ca să-l vedeți, da? Voi începe prin a șterge tot din lista mea în momentul în care încep un nou joc. La fel cum aveam blocul de șterge, urmele colorate, aceeași cumva alternativă în cadrul unei liste. Apoi, de 3 ori, da, repet aceste blocuri. Întreb ce animale vezi pe plajă și adaug răspunsul la listă. Atât de simplu. Din acest motiv s-a dus doar de 3 ori și nu m-a lăsat să adaug și caracatița, dar sigur, este o problemă pe care eu pot să o rezolv foarte ușor. Bun, apoi afișez lista mea și îi spun, hai să ștergem un element din listă, da? Și verific. Dacă lista mea, da, am zis hai să ștergem și totuși ne-am șters. Bravo. În fine, avem opțiunea asta dacă vrem, da? Apoi am verificat dacă lista mea conține cuvântul stea, atunci, la infinit, l-am pus să-și schimbe costumele. Da? E un exercițiu care mi se pare foarte, foarte simplu, dar care ilustrează foarte bine ce putem face cu listele, faptul că putem folosi costume, putem să ștergem. Haideți să ștergem. Voi lăsa blocul de dacă deoparte în acest moment, da? Și zicem, hai să ștergem un element, ultimul element din listă, da? Am blocul de șterge, pardon, s-a lipit unde nu trebuie, și am opțiunea să șterg primul, ultimul sau chiar toată lista, da? Selectez ultimul. Și voi da un mesaj ca să pot să. Bun. Hai să zicem. Bun. Fluture, văd o stea și văd o caracatiță. Așa. Bun. Ia să ștergem ultimul element din listă, da? Caracatița nu mai este. Puteți să vă mai jucați, să adăugați elemente, să le inserați. Vă încurajez cu mare drag să experimentați cu listele, pentru că mi se par foarte la îndemână și ușor de folosit. Așa cum știți, probabil și acest exercițiu și cel pe care îl vom face, la fel și temele, le veți avea disponibile după webinar, așa că fiți fără griji, veți avea ocazia să le refolosiți chiar dacă este nevoie.
Bun. Și cu asta putem să trecem la următorul exercițiu. Dar fiindcă am trecut deja în a doua jumătate, suntem sau chiar sunt la jumătate, vă propun să luăm o gură de aer, să vă relaxați. Vă dau câteva minute să vă. Dacă aveți întrebări la partea asta, vă rugăm să le adresați acum. Iau și eu o gură de apă pentru că vocea, da, iar mă lasă încet, încet. Avem o întrebare generală despre Da. dacă se poate lega Scratch, programul de Arduino, de o plăcuță Arduino. Cred că da, însă pot să vă confirm 100% după webinar. Mulțumesc! Perfect. În regulă, dacă mai aveți și alte întrebări, fie acum, fie după webinar, fie când vă faceți tema, scrieți-ne liniștiți. Așa, bun. Mergem la următorul exercițiu de astăzi, care va fi unul foarte ușor. Da? Vom folosi partea de blocuri, mai multe blocuri. Hai să salvez. Îl salvez ca să-l aveți, îl voi reface. Bun. Nu acesta, partea cu teleportare. Numai puțin să fac zoom out ca să vedeți despre ce vorbim, da? Practic, ce se întâmplă aici? Haideți să vi-l arăt. Avem un hipopotam, iar în momentul în care încep jocul meu, pot să-l controlez stânga-dreapta, sus-jos, da? Și în momentul în care atinge primul curcubeu, se va teleporta la cel de-al doilea. Asta e un exercițiu făcut pentru copiii mei de la școală. Sunt înnebuniți după teleportare în general, așa că am zis, hai să încerc să, nu știu, să o mimez aici, în Scratch. Cred că am reușit într-o mai mică sau mai mare măsură, pentru că le-a plăcut foarte mult exercițiul. Partea proastă este că, sigur, după cum observați și dumneavoastră, n-am multe de făcut cu hipopotamul. Trebuie să-l manipulez astfel încât să meargă în stânga și în dreapta, în sus și jos, însă de fiecare dată, da, pentru că vreau ca de fiecare dată să funcționeze partea de teleportare, da, practic verific dacă atinge Rainbow, dacă atinge curcubeul, atunci se ascunde, așteaptă câteva secunde, da, efectul acesta de teleportare efectivă, se duce la un alt punct în spațiu, da, se afișează. Și partea devine un prim plan, e practic ca să nu fie curcubeul cumva în prim plan. Vă voi arăta la ce mă refer îndată. Bun, dar e efectiv același dacă, același bloc decizional de 4 ori. Da? Așa că partea aceasta poate fi cumva abstractizată foarte ușor, folosind mai multe blocuri, da? Creăm un bloc. Să-i dăm numele teleportare. Așa. Iar apoi îmi creează efectiv un bloc violet în care voi pune partea aceasta de decizie. Da? E ca o funcție pe care o pot refolosi ulterior. Voi da la o parte celelalte blocuri, simplificând astfel codul nostru, da? Iar ca să mă asigur că voi apela această funcție, da, partea de teleportare, pot să folosesc acest bloc, care devine automat disponibil în momentul în care creăm blocul, da? Și, efectiv, folosesc teleportare și cu asta răspund la întrebarea doamnei, care m-a întrebat dacă putem să refolosim un bloc ca un subprogram. Iată, așa putem să facem. Și ca să ne asigurăm că încă funcționează, da, îi dăm start. Mergem pe steguleț, mă duc în sus și mi-a apărut în cealaltă parte. Da? Atât de simplu. Bun, și cu asta am mai bifat un joculeț, îl salvăm și trecem la următorul. Bun, următorul cred că este un scenariu foarte interesant, care vă va da foarte multe idei, cred eu și sper. Da? Haideți să vi-l arăt. Folosim partea de variabile de data aceasta. Da, variabilele
pe care le-ați văzut și în temă, pe care le refolosim aici ca să vă intre în mână și mai bine și ca să vedeți și un alt scenariu. Bun, să ne jucăm întâi, da? După cum vedeți, mere are valoarea 5, dar în momentul în care voi da start, se va reseta. Despre ce joc vorbim, da? Este celebrul joc în care avem un coș sau un dispozitiv oricum cu care pe care îl manipulăm stânga-dreapta, da, sus-jos nu funcționează și nici nu avem nevoie stânga-dreapta. Și avem mere care cad din cer, în ghilimele, da, pe care va trebui să le prindem. Ia să vedem. Da? Dacă ating marginea, dispar merele mele. Dacă le colectez, le adun. Da? Puteți vedea că deja am 4 mere. Ia să văd, mai prind unul. Am 5 mere. Am terminat jocul, pentru că așa l-am programat eu, da? Bun. Acum, partea de ce face coșul este foarte simplă, da? Avem doar săgeată stânga, săgeată dreapta, face câți pași îi spunem noi să facă. Partea de mări este cea interesantă, și voi trece foarte pe scurt, în revistă, partea asta, dar aș vrea, de fapt, să construim împreună, pentru că mi se pare un exercițiu foarte interesant și puteți să mă întrerupeți în orice moment dacă aveți întrebări. Da? Eventual, chiar haideți să luăm un alt personaj pe care să îl programăm și să ne asigurăm că trecem efectiv prin fiecare pas, ca să vedeți la ce mă refer. Haideți să alegem această minge. Ok? O voi face mai mică. Micșorez. Bun. Perfect. Păi, în primul și în primul rând, mergem la evenimente. Da? Când dăm click pe steguleț, ce vreau să se întâmple? În primul rând, aș vrea să dispară. Da? N-aș vrea să fie vizibil aici unde este ea. Aș vrea să se ascundă. Mă duc la aspect și spun, ascunde-te, te rog. Apoi, aș vrea să vină din cer, da? Lucrăm pe partea asta acum. Cel mai ușor mod prin care putem implementa acest lucru este să-i spunem du-te la un anumit punct, da? Important de observat la acest lucru este că cumva spațiul nostru vizual, spectrul vizual, ca să zic așa, merge de la minus 240 pentru X, da? Îl vedeți aici în partea de jos. Aici e X-ul, da? Minus 240 până la 240. Bun. Deci îi voi zice, du-te de la minus 240, numai puțin, pentru că voi vrea să fac. Haideți să o luăm așa scurt, prima dată. 240, iar Y, ca să vină din cer, valoarea lui este 180. Bun. Acum, ops, am dat start. Nu e bine. Haideți să alegem un alt bloc care declanșează. Să zicem tasta spațiu, da? Ca să nu declanșăm merele. Perfect, ia să vedem. Se ascunde. Îi zicem, du-te acolo și apoi vreau să apară, vreau să se afișeze și vreau să cadă. Sigur, nu o să cadă din prima, dar le luăm așa pe parcurs. Of, iar am dat start. Bun. Dacă vedeți, mingea mea e acolo, în stânga. Da? Acolo i-am spus să meargă. Face ce i-am spus. E perfect deocamdată. Da? Partea interesantă este că, sigur, dacă ați văzut merele, nu era doar un număr, erau mai multe. Atunci, ca să avem mai multe instanțe, cumva, să-i spunem așa, putem să folosim un bloc din control, îi spune creează o clonă. Da? Creează o clonă. Iar apoi putem să spunem, când încep ca o clonă, vreau să fac următorii pași. Da? Sigur, toți acești pași, de fapt, se referă în principiu la clona noastră, așa că îi voi muta în partea de jos. Bun. Și haideți să vedem acum ce se întâmplă. Of, iar am dat. Da, am mutat și creează clona, perfect. Creează clona, trebuie să rămână cumva în blocul principal. Da? Numai puțin să văd ce ratez.
Da. În primul rând putem să... Ce se întâmplă? Așa, sunt foarte multe mingi, dar aici, în același punct, da? Problema este că le-am pus pe toate într-un singur punct. Așa că, pentru a diversifica cumva paleta, dar să vină aleatorul din partea de sus, ce putem face este să-i spunem ca pentru X să se ducă de la minus 240 la 240. Bun. Bun. Da? Vedeți că apar foarte multe. Perfect. Următorul pas ar fi să înceapă să cadă, da? Și să verificăm că atunci când cad, dacă ating marginea sau dacă ating bolul, să dispară. Punem un boloc de control. Deci îi zicem, repetă până când. La operator verificăm cele două condiții, fie una, fie cealaltă, da? Ce vreau să fac? Vreau să verific dacă atinge, da? Merg la detecție, dacă atinge marginea în partea stângă sau dacă atinge bowl. Așa. Perfect. Deci dacă atinge marginea, dacă atinge bowl, vreau să cadă și apoi vreau să se ascundă. Duc la aspect, îi zicem să se ascundă. Aici îl scoatem afară, că va fi mai ușor. Și în partea de repetă îi spunem, fii atent, dacă atingi coșul, da, bowl, atunci vreau să număr. Cu partea asta mergem la partea de date, da? Avem deja mere, dar hai să zicem mingi. Ca să vedeți cum crezi, pur și simplu așa, da? Voi închide merele, mergem la mingi și spun, dacă atinge coșul, te rog să modifici mingi cu 1, incrementează cu 1 numerele, da? Ca să ne asigurăm că resetăm de fiecare dată mingile, în momentul în care începem programul, îl setăm la 0, atât de simplu. Haideți să vedem în ce punct suntem. Of, iar i-am dat start, mă scuzați. Bun, nu funcționează nimic. Ia să vedem de ce. Vă spun un secret pe care l-am descoperit și eu așa, dând cu capul de anumite lucruri. Minus 240 și 240, la fel ca și 180 de altfel, sunt efectiv marginile. Da? Din acest motiv, practic, noi îi spunem du-te pe margine și apoi verificăm, îi spunem coboară până când atingi marginea. Da? Toate cele patru părți efective, lateralele, sunt considerate margini. Și atunci, ca să evităm această problemă, voi decrementa cumva, ori, mă rog, limita pe care, la care pot să coboare, să zicem că nu va fi chiar din cer. Așa, haideți să începem, să încercăm. Nu funcționează, ceva îmi scapă, numai puțin să mă uit la măr. Așa. Deci, prima dată l-ascundem, setăm, da, repetăm până când. Aha, păi nu i-am spus de câte ori să creeze o clonă. Asta mi-a scăpat. Bun. Să zicem la infinit în prima fază, putem să punem mai multe lucruri. Încă un lucru, după ce creăm o clonă, putem să așteptăm o secundă, ca să nu fie foarte rapid. Da? Așa, mai îmi scapă ceva, mai mergem. Partea de du-te o punem la clonă, bineînțeles, acum că mă uit, are sens. Haideți să vedem. Nici așa nu vrea. Ne mai uităm o dată. Să le punem în ordinea corectă ca să nu avem probleme. După cum ați văzut, ordinea contează în anumite momente. Partea asta e ca un live coding. De fiecare dată când fac o prezentare tehnică și fac live coding, de fiecare dată ceva îți scapă. Bun. Haideți să încercăm acum. Nici acum nu vrei, în regulă. Bun. Deci repetăm până când atingem marginea sau atingem bolul. Perfect. Îi spunem să modifice Y-ul.
Dacă atinge polul, îl modificăm mere cu, da, modificăm, incrementăm. Ok, ar trebui să funcționeze în septembrie și ce motive nu îmi dau seama ce nu vrea, ce nu-i place. Posibil să mai fie și câteva erori. Se întâmplă, uneori chiar aveam copii cărora efectiv pe un calculator funcționa, pe un altul, de exemplu, de data aceasta îmi calculează, da, cât e un măr, să zicem, dar am avut și cazuri în care, da, cum anume, îmi apar merele pentru că le-am dezactivat. O doamnă profesoară întreabă totuși dacă nu trebuie să dai run, să începi cu blocul când se dă click pe steguleț. Da, când dau click pe steguleț, în momentul ăsta îmi apare mărul. Deci mărul este cel controlat de steguleț. Așa că, da, asta o să se întâmple. Referitor la programarea mingii, dacă lipsește. Da, nu are importanță. Deci, practic, putem să încercăm acest lucru. Haideți să facem asta. Deci, practic, voi modifica mărul să folosească un alt eveniment ca să nu fie un conflict. Ei, tot când trebuie, nu vrei. Așa. Bun. Îi spunem când tasta spațiu este apăsată, o lăsăm pentru măr și atunci folosim pentru minge evenimentul cu steagul. Așa. Înainte de toate, de fapt, vă arăt după. Da. Deci, acum, dacă îi dau așa, bun. Stați așa, datele, să afișăm mingile. Bun, bravo. Deci, se pare că există tocmai am identificat un bug, da? Nu înțeleg de ce. Am încercat să-l implementez și înainte de webinar, chiar cu tasta spațiu, și a funcționat. Deci, nu știu, posibil să fie o problemă, un conflict acolo. Mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Acum, eu am pus aici la infinit, da? Dar putem să punem și o altă condiție, dacă vrem, să spunem, nu știu, repetă de 10 ori sau repetă până când facem asta. Repetă până când și să-i spunem date, da? Până când ai 10 mingi, de exemplu. Da? Deci atât de multe clone vei genera până când mingile colectate de către coș vor fi 10. Da? Aici poate să fie orice condiție, vreți dumneavoastră, imaginația e limita, efectiv. Și un alt lucru interesant pe care îl puteți face este să așteptați un număr variabil de secunde, da? Și la partea asta putem să folosim blocul verde, putem să zicem între 0, 3 și 2 secunde, de exemplu. Haideți să începem, ne jucăm. Da? După cum vedeți, nu se mișcă prea repede coșul meu, dar este intenționat acest lucru, pentru că nu vreau sigur să se termine jocul prea repede. Puteți să puneți un timer, da? În loc de numărați mingi, puteți efectiv să dați 20 de secunde și să vedeți câte mingi a reușit un jucător să colecteze. Cum ziceam, puteți face foarte multe lucruri. Dacă aveți întrebări la partea asta și vreau să-i mulțumesc încă o dată doamnei profesoare care a sugerat această modificare care ne-a permis să facem programul să funcționeze. Da, cred că un lucru ziceam că vreau să vă arăt, dar nu am reușit să vi le arăt. Dacă, de exemplu, la un moment dat veți încerca să folosiți, de exemplu, în primă instanță, atât mărul cât și mingea, de obicei nu sunt ascunse. Prima instanță rămâne acolo unde a fost plasată. Da? Și atunci, ca să o ascundem, pur și simplu dăm click pe ascunde și mărul nostru, primul nostru măr, da, este ascuns de către program și nu mai avem problema asta. Bun, și cu asta
Dacă auziți da, calculatorul meu o ia razna pentru că efectiv probabil este supraîncărcat, îmi cer scuze pentru asta, dar încheiem curând. În primul rând vreau să vă menționez tema pentru acasă, care cred că vă va plăcea, da? Are legătură cu acest ultim exercițiu pe care l-am făcut. Trebuie să alegeți un record și trei personaje, da? Unul dintre personaje este, să zicem, acest coș, iar celelalte două vor cădea din cer. Unul reprezintă o chestie bună, iar cel de-al doilea una rea. Da? Pe unul dintre personaje, să zicem, mărul, va trebui să-l prindeți, adică să atingă coșul, și să programați astfel încât să-i aducă puncte jucătorului. Un punct, 20 de puncte, câte puncte vreți. Iar cel de-al doilea personaj, de exemplu, mingea, în cazul nostru, va trebui evitată, pentru că dacă va atinge coșul, va cădea puncte din punctele adunate ale jucătorului. Nu există un număr de personaje ce trebuie să cadă. Asigurați-vă sigur că aveți suficiente ca să fie o experiență plăcută pentru jucător. Folosiți variabile pentru stocarea punctelor, așa cum am făcut noi astăzi cu merele sau cu micile. Iar cele două exemple pot fi folosite, mărul, mingea, dar sigur, aveți libertatea de a alege orice personaje vă fac cu ochiul. Din nou, vă rog foarte mult să folosiți descrierea și să adăugați o descriere despre joc. Și nu în ultimul rând, să programați astfel încât în momentul în care reîncepem un joc nou, să-l începem de la zero, da? Adică mingile să fie resetate, timerul să fie resetat, da? Dacă alegeți să setați un timp efectiv, ambele lucruri funcționează. Oana, cele două personaje Da? din temă se pot mișca în același timp, să cadă din cer în același timp? Da, exact. Asta e și scopul, cumva, ca să te deruteze, să zicem așa. Mulțumesc. Ai vorbit de acel cronometru. Poți să ne arăți cum adăugăm un cronometru? Da, tocmai asta la asta mă duceam. În partea de detecție, blocul albastru, da, avem în partea de jos cronometru. Ei, ca și datele, au un click în partea stângă pe care îl puteți seta. Da? Dacă îi dați click, dispare. Dacă are bifat, apare. Da? Și puteți să-l resetați. Aveți un buton de reset aici. Puteți chiar să verificați anumite, mă rog, dacă suntem la minutul, la secunda 20, arată niște mesaje, stresează-l, nu știu. Puteți să faceți și astfel de lucruri dacă vreți. Chiar vă recomand să vă jucați, e și la fel ca și în jocurile, da, pe care le jucăm, avem de obicei un factor de stres, un timp limit. Mulțumesc. Da. Alte întrebări dacă aveți? Sigur, Ana vă va trimite tema și dacă aveți orice întrebări, liniștiți, să ne scrieți, să ne cereți mai multe detalii. O Dacă întrebare. nu și în secțiunea. Da? Cronometrul pornește numai la start? Cum adică? În momentul în care efectiv inițiem un joc, la asta ne referim? Da. Putem să. La fel ca și setează mingi la zero, la fel putem să resetăm cronometrul în momentul în care dăm start pe jocul nostru efectiv. De exemplu, am putea să verificăm. De exemplu, în loc să zicem repetă până când avem 10 mingi, putem să-i zicem repetă până când și apoi verificăm cronometru, da? Îi zicem, hai până cronometru ajunge la 20, 20 de secunde. Mai să începem așa, o luăm de la zero, da? Vedeți cronometru care merge și merge repede. O să punem chiar tot. S-a resetat în momentul în care l-am
făcut mare, da? Dar practic e același principiu, se va opri când ajunge la 20 de secunde. Atâta tot. Oh, ar fi trebuit să se oprească. Ah, firar. Ok, ăsta e principiul oricum. Și probabil auziți din nou că laptopul meu ia razna. Nu ce scuze pentru asta. Cred că e pur și simplu foarte din cauza call-ului. E foarte... Cred că ne putem opri aici. Oricum, orice întrebări mai aveți și care au rămas neadresate, revenim pe mail și tot așa puteți să ne adresați întrebările rămase și pe mail. Absolut. Vă mulțumesc tare mult, sunt mândră de dumneavoastră și de efortul pe care îl depuneți. Mă bucur că ați rămas cu noi până la această oră și vă doresc mult succes cu tema. Sunt sigură că e un task foarte plăcut, mai ales pentru că va fi foarte ușor de folosit acest program la clasă, datorită faptului că toți copiii sunt nebuniți după acest tip de exerciții. Vă spun din proprie experiență. Așadar, vă doresc mult succes și o seară bună! Mulțumim mult, Oana, și ne întâlnim online la ultimul webinar, în moment în care vom vorbi și despre proiectul final. Iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim în zilele următoare cu mailul de follow-up, cu înregistrarea webinarului, tema și celelalte proiecte prezentate. Acum mă grăbesc ca de obicei să închid webinarul repede pentru ca formularul de feedback să vă apară în câteva secunde pe ecran. Trebuie doar să nu apăsați, să nu faceți niciun click, să așteptați să se încarce. Mulțumim, seară bună!